Comuna Isfârna, localitatea căreia natura este cea mai bună prietenă, pune la dispoziția turiștilor unele dintre cele mai sănătoase preparate tradiționale. Brânza de oaie din vârful de munte, un preparat care nu trece negustat de turiștii care ajung în Poiana Beletina. Preparatele tradiționale sunt din ce în ce mai dorite de români. Cu toate că sunt proaspete și gustoase, ele ajung de cele mai multe ori să fie înlocuite cu cele importate. Poiana Beletina din localitatea Isverna vă oferă o priveliște impresionantă, iar după traseul prin munți, un popas la stânele de oi este unul dintre cele mai relaxante. Oamenii de aici așteaptă turiști pentru a le degusta brânza proaspătă de oaie din vârf de munte. Acum când fierbe, să saltă sus, o racorim cu apă, punem o cană cu apă și urmă o luăm cu paleta aia, cu spumiera aia și o punem în stracătoare iar acolo. Îl încalzăm laptele și îl punem în stracătoare. Facem cașul și pe urmă îl tăiem și facem brânza, o punem la bidoane. Și din zărul ăsta care rămâne la caș, pregătim urma. Și asta facem noi de 3 ori pe zi. Dimineața la prânz și seara. Da. Seara cu caia e la ora 11:30. Atunci terminăm cu toată treaba. Și dimineața la 4:30 e trezirea. Laptele trebuie încălzit acum, când îl punem în stracătoare, pentru că dacă nu îl încălzim, nu s-a face brânza. Și după ce punem cașul în străcătoare, punem urda pe foc și atunci facem urda. Proaspătă și gustoasă, brânza de oaie este una dintre cele mai sănătoase preparate tradiționale. Modul de preparare nu este deloc simplu, iar oamenii de la stână sunt încântați să facă cunoscută fiecare etapă până ce brânza ajunge să fie gustată de cei care ajung pe aceste meleaguri. Așa. Deci acum ne pregătim să-l punem la încălzit și să-l punem la stracătoare, să putem face brânza. Acum iau cașul, îl pun în stracătoare și îl punem la scurs. Trebuie frământat bine ca să iasă brânza bună, să nu iasă bubiuri. Turiștii sunt încântați de aceste meleaguri, cărora natura le-a fost cea mai bună prietenă. Ajunși aici, oamenii intră în povestea vieții de la stână, participând cu drag la tot ce înseamnă aceasta. De asemenea, rămân surprinși de gustul brânzei proaspete de oaie. Știi, care vin sunt foarte impresionați. Le place, au venit turiști de-o mânat și oile în strungă, au stat cu noi la masă, au fost ok pentru ei aici. De unde putem cumpăra brânza și laptele produse aici? Păi, când suntem aici direct de la sursă, când nu de acasă, de la om, de la proprietar. Și de la voastră unde vindeți produsele? De unde se cumpăra oamenii de acasă? De la mine de acasă. Eu nu mă duc la piață cu brânza. Fac brânză bună, știu, mi-aduc găleți, bidoane.
Cu toate că brânza este una dintre cele mai consumate alimente, puțin cunosc modul de preparare al acesteia. Turiștii sunt încântați de aceste meleaguri, de viața de la stână, dar mai ales de gustul proaspăt al brânzei. Brânza de la Izverna este cu siguranță una dintre cele mai gustoase și dorite de toți cei care ajung aici.